Cum de toamna majoritatea apicultorilor încep să vorbească despre formarea corpului gras. Mai toți apicultorii vorbesc despre formarea corpului gras la albine. Și pe bună dreptate fac treaba asta pentru că este un subiect extraordinar de important. Ce reprezintă corpul gras? De ce își formează albina corpul gras? Când se formează corpul gras la albină și, foarte important, cu ce? Ce este nevoie pentru formarea corpului gras? Acestea sunt ideile pe care le dezbatem în materialul de azi. Dacă aveți nevoie de informații cu privire la aceste idei, rămâneți până la finalul videoului. Cei care nu sunteți înscriși pe acest canal, subscribe, nu uitați clopoțelul pentru activarea notificărilor. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea. Cum vă spuneam, azi vorbim despre proteină, despre corpul gras, formarea corpului gras, în contextul în care o parte dintre apicultori susțin că este nevoie de turtă proteică, altă parte dintre apicultori susțin că albina încă aduce polen din natură și nu este nevoie de suplimente proteice pentru formarea corpului gras. Haideți să vedem ce reprezintă acesta, corpul gras. Corpul gras este practic o rezervă de proteină și de alte substanțe nutritive esențiale pentru intrarea în iarnă, pentru trecerea iernii, pentru startul pe care îl vor avea albinele în luna ianuarie și pe urmă intensificarea creșterii puietului din luna februarie, de la sfârșitul lunii februarie. O rezervă de substanțe nutritive care, dacă secționăm o albină la microscop, o să vedem că are o culoare albă. Putem să o asemănăm cu slănina porcului. Sigur, e o asemănare improprie, dar cam asta e. Deci o rezervă, e o rezervă de hrană. De ce își formează albina corpul gras? V-am spus mai înainte, îi schimbă complet metabolismul. Practic, cu toții știm că albina trăiește 40-45 de zile în condițiile sezonului activ, însă în perioada sezonului inactiv albina poate să trăiască chiar și 6 luni. Unii susțin că trăiește chiar mai mult de 6 luni. Adică, făcând așa un calcul, dacă unele colonii iernează cu albină din august și ajung să schimbe albina doar în luna martie, deja sunt 7 luni, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, 7 luni. Da. Și în majoritatea zonelor țării, sau mai ales în zona de nord a țării noastre, albina de iernare se schimbă undeva la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Ponta începe un pic mai târziu. Acest corp gras, să știți că asigură hrănirea populației de iernare, adică nu doar albina de iernare are corp gras. Practic, toate albinele își pot face aceste rezerve, însă formarea corpului gras, acumularea acestor rezerve începe undeva la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. În anumite cantități, sigur, se formează corpul gras la albinele din acea perioadă. Nu sunt albinele de iernare în general, sunt albinele care vor hrăni, albinele care vor deveni albine de iernare. Vă spuneam că asigură și startul coloniei în următorul sezon, adică la sfârșitul lunii ianuarie începe ponta măcii, iar la sfârșitul lunii februarie ponta măcii se intensifică, însă atunci nu avem albină tânără sau avem prea puțină albină tânără la sfârșitul lunii februarie. Iar albina tânără de la sfârșitul lunii februarie nu e atât de viguroasă încât să poată să întrețină populația de puiet sau ouăle și larvele care urmează să se dezvolte în următoarea perioadă. De aceea, această rezervă este esențială să fie gestionată până atunci, până când
albinele sau coloniile își intensifică ponta. Ce este nevoie pentru formarea corpului gras? E ultimul subiect pe care îl discutăm astăzi, ultima idee pe care o discutăm astăzi. Este nevoie de proteină din belșug. Adică chiar dacă albinele încă aduc polen din exterior, un supliment proteic nu strică. De ce? Pentru că e nevoie de acel belșug pe care îl au și crescătoriile de măci, starterii și finisorii în crescătoriile de măci. Au nevoie de cât mai multă proteină pentru îngrășarea, să zicem, și nu e în ghilimele, e practic o rezervă, un strat care se pune pe abdomenul albinelor, un strat alb, cum vă spuneam, ca slănina porcului e. Nu e de consistența aia. E total diferită consistența, însă și nu doar consistența, ci și substanțele care le conține corpul gras nu sunt lipide, nu sunt grăsimi, ci sunt proteine. În mare parte sunt proteine. Ce este nevoie? Bineînțeles, este nevoie să administrăm turte proteice. Este nevoie de administrarea turtelor proteice. Sigur, vă recomand, cea mai bună proteină administrată în turtă este proteina din ultrabid, deoarece este specific creată pentru furajarea albinelor. Este creată după o rețetă cercetată într-o universitate din Statele Unite acum mulți ani și cumpărată, bineînțeles, așa se face în Statele Unite, se vând aceste rezultatele cele mai bune se vând. Deci, ultrabid are un lanț de aminoacizi specific speciei Apis mellifera, de aceea vă recomand proteină specială pentru albine, deci nu altă proteină, nu proteină pentru vaci, nu proteină pentru porci și foarte important, o proteină care e consacrată în toată lumea, deci nu doar în România, nu doar în Statele Unite, ci e consacrată în toată lumea. Toată lumea a recunoscut-o ca fiind cea mai bună proteină, cea mai de calitate proteină pentru albine. Încă o dată, lanțul acela de aminoacizi care formează proteina este specific lui Apis mellifera. Bun, dacă nu aveți rezerve suficiente de hrană, vă recomand să administrați sirop, iar în sirop să nu puneți ultrabi, ci să puneți promotor. Ultrabiul nu are voie să fie umezit decât în pastă, deci în pasta numită turtă, adică până la un moment dat acceptă umezeală, însă peste un anumit procent se deteriorează, produsul se deteriorează. Cei care l-ați uitat în ploaie sau a dat roua pe el, v-ați putut da seama că face un miros urât, e proteină, bineînțeles. Bun, vă spuneam, dacă nu aveți rezerve suficiente de hrană glucidică, adică de miere în stup și e nevoie să dați sirop, amestecați-l cu promotor. Promotorul este cel mai bun supliment proteic pentru uz apicol și nu numai pentru uz apicol, acesta nu este doar pentru uz apicol, dar cei de la Calier au făcut o rețetă specială pentru albine pe care de 2 ani noi, cei de la Viitor Sănătos, o importăm. Asta ne-am dat silința să importăm doar cele mai bune lucruri, deci nu toate lucrurile, nu vrem să vindem toate lucrurile apicultorilor, ci vrem să-i ajutăm cu cele mai bune lucruri. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, e noapte, deja nu mai are rost să o lungim, ținem aproape, ne vedem data viitoare, spor la toate să aveți!